Principii de interacțiune, politeția, material pentru clasa a șaptea. Analizează situația de mai jos și spune ce nu este în regulă. Citește acum replicile persoanelor surprinse și spune ce observi. Află ce este politeția și cum se manifestă aceasta. Politeția este, conform dicționarului explicativ al limbii române, modul de comportare caracterizat prin bună cuviință, respect și amabilitate în relațiile cu ceilalți oameni. Atenție! În cadrul interacțiunilor umane, politeția nu se manifestă doar la nivelul limbajului, adică la nivel verbal, ci și la nivel non-verbal sau paraverbal. La nivel verbal, politeția se manifestă prin adecvarea limbajului la vârsta, la funcția, sau la nivelul de pregătire al interlocutorului, prin utilizarea unor formule specifice, cum sunt te rog sau vă rog, ai putea sau ați putea, mulțumesc și așa mai departe, sau prin apelul la formele pronumelui de politețe. La nivel non-verbal, politeția se manifestă prin adecvarea posturii, a gesturilor și a mimicii, la situația de comunicare și la interlocutor. Iar la nivel paraverbal, politeția se manifestă prin tonalitatea calmă și prin intonația potrivită și nuanțată. Acum este timpul pentru o activitate practică. Citește cu atenție cerința și rezolvă-o. Nu uita să lucrezi împreună cu ceilalți colegi.